Adrian Petre, vicepreședinte al Asociației Județene de Fotbal Buzău până alaltă ieri, a devenit numărul 1 în organigrama celei mai importante asociații sportive din județ. Petre a fost președinte interimar de la plecarea lui Pompiliu Coșconea, iar reprezentanții echipelor afiliate la AJF l-au votat în unanimitate. Conducătorul forului buzoian are planuri mari pe care vrea să le implementeze în fotbalul buzoian. După ce i-au fost acordate drepturi depline, Petre își dorește ca Buzăul să aibă cel puțin două echipe în al treilea eșalon al fotbalului românesc. Fiind unicul candidat, Petre trebuia să fie validat de jumătate plus 1 din numărul delegaților cu drept de vot prezenți în sala mare a Consiliului Județean. La începutul ședinței, secretarul general Marian Lambru a anunțat prezența unui cvorum de peste 84%, 67 din 79.